Bună, vierme mititel și scârbos! Locul tău nu este aici! Pleacă, hai, du-te! Wow! Am zis ceva greșit? Primul om a fost cucerit! Urmează și ceilalți! Șef, mi-am reparat frizura și... Wow! Ce fel de aparat foto este acesta? Bună, micule mascul uman! Și ce ochi mari și ciudați ai! Și ce mucus mare îți iese din nas! Bine, eu o să plec! Așa că i-am aruncat medaliile la toaletă! Amici, ceva e în neregulă! Serios? Arătăm ca niște caragiozauri! Nu, e vorba de șef! Pare că... Oameni mici, este timpul pentru poze! Eu primul vreau să scap repede! Ai grijă! În regulă, sunt pregătit! Zâmbește și spune dominație globală! Nu-mi pasă! Da! Da! Duncan! Ești bine? Da, mă simt foarte bine! Ați văzut? Duncan avea o secreție ieșită din nas fix ca șef! Următorul mic umanoid! Niciun fir de păr la locul lui! Brânză! O să dureze mult? Da! Numesc această ținută Transnet cu scântei! Fetelor, ați observat ce ciudat se comportă toată lumea? Așa e! Uitați-vă la Cody! Elefantul Cici și-a pierdut cipici! Da. Cody e așa tot timpul! Corect, dar eu mă referam la cei de acolo! Da! 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 Chiar este ciudat! Oh, la fel de ciudat ca noua îmbrățișare dintre Duncan și Leșana! Wow! Vai, ce secreții talentate! Cred că sunt puțin geloasă. Știu eu ce se întâmplă. Așteptați aici. Am citit despre asta într-o revistă de benzi desenate. Revistă cu unicorn? Hopa, voiam să spun asta. Hohohoții de minți. Extratereștri invadează pământul, luându-ne mințile în stăpânire și folosindu-ne corpurile ca pe niște vehicule. Dar iubesc mașinile. Nu, nu înțelegi. Oh, Harold, e doar o revistă caragioasă. Și la fel ca desenele animate, nu e reală. Nu înțelegi! Așa a zis și despre mașini. Ei invadează lumea, începând cu noi. Asta e realmente adevărat. Harold, e timpul pentru poză. Du-te, Harold, extratereștrii te așteaptă. Da, du-te, înainte să-ți fure mințile. Îmi fură mințile. Ha, îmi pot face poză, dar nu îmi vor lua mintea. E timpul pentru manevre evazive. Ce ai pe cap? Mama mi-a spus că trebuie să o port pentru că am cap moale. Dar eu vreau să-ți văd nările minunate. O mască de sudură. Blițul e prea puternic. Siguranța pe primul loc. Cârligele sunt foarte la modă acum. Toată lumea le poartă. Nu astăzi, uite. Poți purta asta. A, grozav. Acum nici nu mai trebuie să-ți facem poză. Și acum plânge. Wow, ce cască grozavă! Bună, sunt Cody!